Chiar la fix vie. Ne-am întors de 3 ori, mă. Deci e ăla cu griul pe el mai conturat, care vrea toată atenția lui Măsa acum când îl linge. Hai mă, Tani. Punem o cârpă pe-n casă. Cârpă, dar aia e bună, nu plastic. Să șterg țevile astea de noroi.
ceva, îl bag. Du-te cu ea jos mai întâi, să o băgăm aici. Îmi dă mai mult? Hai, lasă că acolo mă, să mă orientez eu cum. Vrei să vin sau mine? Nu. Lasă. Da, mai puțin alea care sunt, de fapt, alea le-am băgat, alea tăiate, că... Da, poți să le strângi. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
că așa, mi-a zis să fac la sală. Bă. Dar nu, că mi-a zis că de nu. Poți să faci cu roba așa. Mi-e sapă, rog, și greb.
ăsta rog vrei. Mm-hmm. Sunt amândouă și grăbele în spate? Da. Mamă, ce zid! O ne văd? Nu. Dar de fiecare dată când îl vei vedea, mă vei mira. Da. Pentru că nu e așa că e frumos? Nu, l-am mai mirat. Vezi că nu ești pe aplauz. Da. O supiță în tare. Mă aplaudă, așa fac foce. Hai. Mai aduci tu niște apă, te rog. Ce-ți dau? Să apă. Haide, pa. Haide. Hai să-ți dăm la fel și să facem o inițiare. Îmi se adgem apă lui tăi. Bă, deci m-au ce sunt tare de m-au zăpăcită. Băi, acum minte. Ăsta, canciocul de aici poți să-l pun, da? Da. Care nu sunt. Să-și fac agenda și toate funcțiile. Nu știu, din aia își trage acolo, bag așa, aici, în zona asta, până în curcuduș. Ăla trebuie să-l bag deasupra. E mai multă pietră. Lași. Hai că mai e puțin, mai e mare de la asta și cu... ...folea. Ca să nu intre... pietre lângă țeavă. Da, mă. Înțeles. Înțeles. Cum n-a prea fost piatră? Sunt pietre, colțuroase, alea mici. Poate să fie și... Ia, bagă nisip aici. Și în partea asta. Și restul bagă după țeavă.
în pământ. Ce să pui? Mai ales la cum e plin de pietre. A, la cum e plin de pietre. Păi asta, dacă era pământ curat, nu avea nevoie. Bună seara, Sorine! Eu, lasă-ne! Nu știu, vreau să întindem pământul ăsta care e pe aici de aici. Am pagatul cu s-a descărcat. Ne-am mâncat.
Păi după zi de muncă... Suntem obosiți. Ce avem la masă? Bine că avem. Avem mici în traistă. Mici în traistă. S-a mai filmat. Na. Mici. Așa. Curdă cu roșii, cu... Curdă, roșii. Program de odihnă și în seara asta facem cură de bere. Da, avem bere. E de duminică seara. Obosiți. Ne vedem mâine dimineață să facem turul. Ce ai făcut weekendul ăsta? Weekendul ăsta. Ne vedem la și cafea. Și asta e. Și ne vedem repede la cafea, plecând dis de dimineață. Hai să avem poftă. Hai, pa. Bună dimineață! Bună dimineață! Bună dimineața și vouă! Noi suntem la cafeluța de luni, fiindcă am rămas să plecăm astăzi și am terminat ce nimeni nu se aștepta să termină într-un weekend, adică un zid. Un alt zid. Micuțul zid care a ieșit foarte bine, așa zice Adela. Are în obligație calitatea și aspectul lucrărilor. Eu sunt CTC-ul. CTC scrie. CTC. Ceea ce. Și haide să vi le arătăm așa în câteva idei, deși cred că l-ați văzut deja. Dacă v-ați uitat la tot clipul. Să ne pieptănat. Zici că m-am zbârlit tot. E dimineață. Avem ochii mici. Ia că-te-l pe marele zid. Pe micul zid. Eu deja lăsasem cum îi spune gura aia de scurgere de acolo de vreo 40 adâncime, așa că n-aveam cum să mă duc mai adânc cu tubul de scurgere cu țeava. Așa că ar trebui să mai iau după înălțimea de aici și m-am orientat în așa fel încât să am pantă începând de la cișmea și acel burlan de acolo, să captez apa de aici, să preiau și de aici și asta de aici, oricum asta era un pic mai sus, așa că nu aveam cum să mă duc prea adânc. Asta pentru că cineva mi-a scris în comentarii legat de adâncimea la care trebuia să... Și da, am pus cu nisip.
acolo să mai trebuiască să mai adaug ceva. Asta e lucrarea de weekendul ăsta. N-am apucat nici măcar să mai copilesc, să mai tai din frunzele de la roșii. Da, producția nu se lasă așteptată. Chiar sunt destule roșii pe grej. Așa, sălbăticuți. Da, sunt. Asta pe acum arată. Sunt curios ce soi sunt. De fapt, o să văd pe plic, dar să văd cum este soiul ăsta. Avem 3 tipuri aici. Cel de anul trecut, mai avem pe cel cu nu știu cum îi zice, așa, popular, inimă de bou. Și mai e încă un soi care nu mai știu. Ce frumos se vede pe vale. A fost răcoare azi noapte. A căzut așa ca o brumă. E un condens. Și a fost destul de rece. Asta e lucrarea pe weekendul ăsta. Nu pot să vă spun de mai multe, că eu chiar n-am mai făcut altceva decât un grătar aseară. Și atât. Lucrurile cam așa se prezintă. Asta e traiectoria, acolo jos e sifonul, acolo prea trec pe sub placa asta de beton și urmează traseul bișonului. Ok. Pe scurt, asta a fost recapitularea treburilor de la căsuță. Terminăm cafeaua, ne schimbăm și mergem la frumosul București. Ok. Vedeți entuziasmul din privirea mea? Nu București. Uite frumusețe aici, cum să pleci de aici, cum să pleci de aici, să te duci în jegul ăla, cum să se zică, mizerie. Se ridică soarele. După ce ne-a plouat ieri. Și ieri și alaltă. Vineri noapte, sâmbătă dimineață. Sâmbătă pe zi, sâmbătă noapte, duminică pe apă la genunchi. Noroc că e vară și sus, crepe. Nu apa de la genunchi, din curte, de la genunchi stă mai mult. Bun. Noi cu această priveliște încheiem. Și să ne revedem sănătoși la vlogul viitor.